turda, vezi? Măi, asta este friptura turda. Asta e. Și bineînțeles, dacă ai o tavă imensă, și asta abia aștept să ne folosim. Să vină o tavă aia mare, mare, în care poți să faci deodată pentru 20 de persoane, pentru 40 de persoane, poți să dai seama cum arată, deci... Tibi, cum e posibil? Imaginea cum e cu atâtea... Cum e posibil porcul să fie atât de bun? Sigina spunea că e leguma națională a românilor. Exact, are dreptate. Are perfectă dreptate. Și mai ales știi foarte bine povestea, pe totdeauna îi spun că mangalița înseamnă ceva aparte. Și noi trebuie să ajutăm să ajungă înapoi pe mesele noastre. Dar eu nu înțeleg, după ce ai tăiat porcul, de unde putem cunoaște că e carnea e de mangaliță sau... După gust, dragul meu, după gust. Deci, are total la măcelărie nu poți nu deosebi, din, așa din, nu. Nu cred că sunt la măcelărie. Nu este așa. Am găsit în Cluj un loc unde e o firmă din Baia Mare. Mi-aduce la comandă, știi? Trebuie să lansez comanda totdeauna cu o săptămână înainte, dar sunt bucuros că și aici am ajuns, că măcar am găsit o sursă de inspirație pentru mâncărurile mele. Pâinea cu untură, neapărat cu ceapă. Să urmăm sfatul Siginei, pentru că știe ea ce știe. Credeți-mă că știe și atunci tem un pic de... Bun, eu acum folosesc furculiță și cuțit, că le folosesc. Dar în rest, până aici eram și untură și... Sigina, așa, asta simți o diferență, nu? Ceea ce înseamnă untura tradițională, care nu are... Extraordinar. Această friptură turda, și imediat o să am plăcerea să vă dau rețeta, este unul dintre cele mai tradiționale și românești... Exact. Și noi uităm de tot ce avem noi și le... Platou de lemn, cartoful nostru prăjit frumos, ceapa, bucățile astea minunate, ce era? Cotlet cu un pic de os și un pic de grăsime. Da, trebuie, așa trebuie tăiată, vezi? Că așa nu a rămas absolut nicio bucățică dintr-un porc folosit de pe vremuri. Era rețeta în așa fel că dispărea tot porcul când o tăia. Deci se folosea... Nu se arunca nimic. Mațul pentru intestinele, pentru cârnați, pentru colboz, pentru umplutura. Șoricul, care este nebunia oamenilor. Tibi, la rețeta de adineori ne-a adus un vin roșu bun. Spune-mi tu la friptura asta turda. Nici noi mai spunem a la turda, numai pentru cei pretențioși. Friptura asta turda, ce ar merge bun de băut? Se poate bea. Pe mine mă știe lumea că eu totdeauna, dacă mă întreabă cineva, eu totdeauna spun de vinurile noastre minunate pe care le avem și... De exemplu, în zona târnavelor sunt făcute niște vinuri absolut frumoase, clare, albe. Dar, dacă vrei, eu, de exemplu, aș prefera aici, că dat fiind faptul că e deja a venit vara peste noi, un roze. Un roze? Un roze. Deci, pentru mine, ar merge și un roze. În mod normal, toată lumea, cei care sunt cunoscători foarte buni de vinuri, ei... Se știe că, de exemplu, vara, când e vară, cum e afară acum, poți să vezi și șpriț. Merge un șpriț cu bunătatea asta. Merge. Dar uite-te, e cartof, e pâinea prăjită în untura asta absolut delicioasă. Mâncarea copiilor. E minunat. Merge o berică rece? Păi asta da. O bere rece ar merge? Parcă ar merge o bere rece. Vinul mai devreme și la mine. Vinul după aceea. Că înainte de bere nu poți deci chiar poți să bei ce îți place ție. Eu zic că șprițul merge oricând, șpriț de vară, de exemplu. Se poate face șpriț mii de feluri. Și din roze se poate face, chiar dacă rozeul e un pic acidulat. Dacă bei vinuri, de exemplu. Vinuri, da. Ce fel de vin? Roșu. Demi-dulce sau dulce? Demi-dulce. Și noi astăzi am făcut demi-sec. Ce zici? Da, era... A mers foarte bine cu friptura. Exact. Dar care e diferența între demi-dulce și demi-sec? Deci demi înseamnă jumătate, nu? Da. Jumătate dulce, jumătate... Dacă spui invers, nu-i tot e același lucru. Și eu mă gândesc la asta. Trebuie să întrebăm un maestru. Sunt patru categorii. Da. Eu știu, e sec, e dulce și între ele ai demi-secul și demi-dulce. Exact. Bun, diferență foarte mare. Demisecul e mai sec decât demidulce. Care e mai dulce? Deci, demidulce e mai dulce. Și eu mi-am pus întrebarea asta, dar mi s-a răspuns că nu e același lucru. Nu.
Ai, o chestiune de știință. Dar niște țuică bună ar fi mers. La început, știi, la început. Că avem noi sticluța noastră, numai nu putem mă, tot nu avem timp, nici să o arătăm, nici să o gustăm. O să ne bunie cu atât. Dar bere rece nu avem acum. Poate data viitoare, dacă o să avem, o să vă arăt un truc cu berea. Bun. Bun, așa o să facem. Dar eu, pentru cei care ne privesc acum și pentru dumneavoastră, invitații noștri, am o idee. Și o să întrebăm un specialist și... un specialist care ne va spune și ne va lămuri cu problema noastră cu sec, cu dulce, demisec, demidulce și răspunsul veți primi imediat. Diferența între vinurile seci, demiseci, demidulci, dulci, chiar lichiurioase, există, deci diferența este între, deci conținutul de zahăr al fructului, care a rămas în vin, deci n-a fermentat. Când discutăm de vinuri în domeniul gastronomiei, trebuie să discutăm asocierea vinurilor. Vinul, aici discutăm de vin alb cu preparate. Deci aceste două lucruri nu se poate despărți. Mai de mult știam că este vin, este țuică și este bere. Datoria gastronomilor, a bucătarilor, a somelierilor și a celor și producătorilor de vin este ca să asocieze vinurile albe cu preparate ca valoarea adevărată ceea ce conține un vin alb ca să iasă la suprafață și chiar să dea acea plăcere al clientului sau cine servește ceea ce conține, începând de la aromele plăcute, începând de la gusturile plăcute. Și aici, în primul rând, trebuie să vorbim ca un vin, în primul rând, trebuie să fie rotund. Noi folosim această exprimare. Asta înseamnă că acidul, alcoolimea și aroma trebuie să fie în echilibru. Și dacă vorbim de vin alb, trebuie să avem în vedere că trebuie să fie o armonie în vin în asociere cu preparatul. Că fiind o aciditate puțin mai tare, ceea ce deschide apetitul. Aici pot să mă refer, de exemplu, la un Riesling care, asta este Rieslingul, care se poate servi inclusiv la preparate cu pește, cu pasăre, că se spune că vinul alb mai mult la cărnuri albe. Bine, aici, din punct de vedere gastronomic, se poate mult discuta despre el, dar trebuie să știm că un vin alb trebuie să fie, în primul rând, trebuie să aibă aspectul curat. După aceea putem să folosim un vin puțin mai primăr, tânăr, cu mult mai parfumat vara, de exemplu, la salate, la fructe. Și aici diferă și paharul, că un vin care are puțin aromă mai pătrunzător trebuie să fie un pahar care este puțin cu o deschidere exterioară ca să cât mai mult să poți să admiri sau chiar să simți acel buchet plăcut. După aceea, la vinul albe mai avem un vin alb dulceat de desert. Deci vinul dulce nu se oferă niciodată la preparat. Dar am un prieten foarte vârstnic, un mare maestru și enolog și a spus în felul următor: știți ce fel de vin să serviți? Serviți vinul care vă place, dar
trebuie să țineți cont că numai atunci simțiți valoarea vinului, în momentul în care alegeți vinurile potrivite sau vi se oferă sau acceptați ca să vi se ofere vin potrivit la preparatele potrivite. Ei, acum când am lămurit de la specialistul nostru care e treaba cu vinurile, ați văzut alb, roșu, demisec, demidulce, care e diferența, după cum văd că mâncați cu poftă, e clar că feedback-ul e pozitiv, v-a plăcut? Da. Sigina, clujancă jet by jet, maestre, porcul e rege. În lumea cărnurilor, porcul e rege. Da. Cu limita. Cu echilibru de care vorbeați. Da. Echilibru. Da. Orice se poate mânca, dar dacă ții echilibru, nu poate să fie dăunător. Nimic din ce faci în viață, nu. În tot ce faci în viață, adică echilibru te poate nici ține. Alcoolul, nici... Deci dacă bei cu măsura, poate... Și fetele cu măsură, și munca cu măsură, și odihna în exces. E cu o măpară. Da. Haideți să vă spun o rețetă până știu ce mi-am de zis, să vă spun rețeta la această minunăție de friptură Turda. Suntem așadar la friptura Turda, sau pentru cei care doriți să-i dați un aer franțuzesc, friptura a la Turda. Ingredientele care au intrat în componența fripturii sunt 4 felii de cotlet porc cu slănină, care a fost ținut în lapte măcar o zi, 600 de grame de cartofi, o ceapă, usturoi, 200 de grame untură de porc, sare, piper și boia. Iar sugestia noastră, mă rog, a lui Tibi, vis-a-vis de garnitura potrivită pentru această friptură a la Turda sau friptură Turda, este o salată proaspătă de castraveți. Iar noi, în așteptarea desertului, vă spunem cu drag, poftă bună! Ne-am reîntors în bucătărie la Rețete Vedete, alături de invitații noștri frumoși, Sigina și de maestrul Belloni. Ei, acum a venit momentul, după atâtea friptane bune, după atâta cărniță de mangalița, după atâta bunătate, vin, povești despre vin, haideți să ne relaxăm cu desertul. Avem aici, Tibi, ce model? Că văd una că e făcută, pe care noi trebuie să o luăm ca și exemplu, să ne finalizăm. Modelul nostru. Este modelul. Un vis. Vis de budincă. Ceea ce înseamnă... Vis de budincă. Arată super. Stai că încă n-am adormit. Încă nu, adormit. Atunci cum să visăm budinca? Da, înseamnă că se știe, e atât de bună încât după ce o mâncăm o să visăm la această budincă. Sigina, hai să-l decorăm, mai avem de pus. O rugăm pe Sigina să decoreze și pentru așa noi. Așa e ușor. E același degetuț fraged care a întins muștarul pe fripturică. Opa! Acum o să-i dăm tubul de frișcă să se joace cu el. Știu că fetele iubesc frișcă în bucătărie. Mă rog, și în bucătărie. Și în bucătărie se poate folosi. Pregătim pentru fiecare un pic de frișcă. De exteritate este. Este, cunoaște. Sigina, sunt foarte mulțumit de tine. Sigina, cred că mai trebuie să vii pe la noi. Este o premieră oricum. Tibi nu e tot timpul impresionat. Și cred că acum mai punem câte o migdală în acest vis. Ne place. Trei bărbați, stăm și ne uităm la Sigina cum face treabă în bucătărie. Suntem fenomeni. Decorul. Bun, atunci luăm și noi una. Mai este una pentru dumneavoastră. Și niște fructe uscate. Eu vreau... Cu fructă uscată? Fruscă. Minunat. Ei... Dacă suntem pregătiți, înseamnă că e momentul să ne luăm rămas bun. Mulțumim că ați fost alături de noi, Rețete Vedete, azi într-o duminică minunată cu noroc. Am avut doi invitați frumoși, am avut niște mâncăruri extraordinare. Rețetele le găsiți pe site-ul emisiunii, pe pagina noastră de Facebook, pe Transilvania Luc. Nu ne rămâne decât să vă mulțumim și să ne luăm rămas bun. Dar stați puțin, asta pentru voi? Ăștia două pentru voi și unul pentru mine? Păi... Da, adică le împărțim, fiecare câte tot le avem, dar eu nu Tibi am una, Sigina una, dumneavoastră una. Mie mi se pare atât de bună că aș vrea să mănânc pe toate trei singuri. Dar n-aveți cum, că trebuie să împărțiți cu noi. Ba da, am adus cu mine bagheta magică. Așa.
Asta da. Am și pentru mâine și pentru poimâine. Mulțumesc, la revedere!